La Complexul Energetic Turceni sunt două mari sindicate, Jilț Nord cu un număr de 1000 de afiliați condus de Adrian Marciuc și Jilț Sud cu 1200 de angajați afiliați, în fruntea căruia este Vasile Geamănu. Sindicaliștii de la Jilț Sud și-au dat acordul în această dimineață pentru a fuziona cu celelalte sindicate din bazinul minier Jilț. Mai urmează două conferințe, conferința TESA și conferința de la Negomir, subteran. Se știe deja când se vor organiza? Înțeleg că până pe 30. Până pe data de 30 e o problemă tehnică, se vor rezolva aceste conferințe și în funcție de hotărârile conferințelor vom declanșa elaborarea statutului și conferința de alegere a noului sindicat. Noua organizare cu organizație care va fi e calată pe structura actualului USM Jilț Turceni. Deci oamenii nu vor fi afectați în niciun fel? Vă referiți la care oameni? Mă refer așa cum au fost aceste discuții din sală la actualii președinți de sindicate care pot să-și piardă funcțiile. Unii vor trebui să dea pasul înapoi, sindicatele până la urmă vor dispare când se va înființa nou sindicat. Cei de la Jilț Nord au avizat fuziunea încă de acum câteva săptămâni, iar în perioada următoare se vor pronunța sindicaliștii de la TESA și cei de la Mina Dragotești.